Campionatul municipal de fotbal Lugoj a programat duminică 2 decembrie cea de-a 14-a etapă din actuala ediție de campionat. Liderul Coșteiu s-a încurcat pe propriul teren cu Mondial Bocșei, nereușind decât un egal, însă păstrează o diferență liniștitoare de puncte față de principala urmăritoare Ohaba Forgaci, care a stat în această rundă. Jocul dintre Cladova și Belinț a fost amânat. Cele 15 formații înscrise în competiție mai au de disputat doar o etapă, după care campionatul se va întrerupe până la primăvară. Rezultatele complete obținute ieri au fost Chizătău-Sinersic 2-0, Dumbrava-Pădureni 0-6, Stancova-Margina 4-1, Coșteiu-Mondial-Bocșei 3-3, Tomești-Micro 1-3-0 și Topolovățu-Mare-Racovița 2-4. Etapa viitoare, duminică 9 decembrie, vor juca Belinț cu Chizătău, Racovița cu Cladova, Micro 1 cu Ohaba Forgaci, Mondial Bocșei Tomești, Margina Coșteiu, Pădureni Stancova și Sinersic cu Dumbrava. În clasament, prima poziție este ocupată de Coșteiu cu 35 de puncte, fiind urmată de Ohaba Forgaci cu 28 și Belinț cu 27 de puncte. Pe ultimul loc se află Cladova cu doar un punct.